Mă, te-ai zgârcită și n-ai bani de joacă? G2A te rezolvă de îndată. Zapie pe Twitch. Servus toc, doamnelor și domnilor, eu sunt Marius, am 47 de ani și am să încep acest videoclip cu o mărturisire onestă. Acum câteva săptămâni era să iau decizia de a mă lăsa definitiv de YouTube. Mi s-a oferit un loc de muncă într-o asociație. M-am gândit eu, super, 100% e o asociație de proprietari de bloc și pe lângă un salariu de bugetar bun, aș putea și să le umflu cheltuielile la fraier la pensionarii care stau în bloc și nu bănuiesc absolut nimic și să-mi bag toți banii ăia în buzunar. Un ciubuc cinstit. Fără să stau pe gânduri, m-am urcat în automobilul meu scump achiziționat din bani din YouTube, numit Mers pe jos în pula mea până Mănăștur, și am gonit-o spre interviu. Ajung acolo, un om rechin stă și se holbă la mine, îmi zice ceva pe ungurește și îmi dă halatul ăsta de baie și s-apucă și îmi face poze. Stăteam eu acolo nedumerit, no, oare m-au angajat? Astea cred că sunt pozele pentru contractul de muncă sau ceva. M-au văzut așa mai malat, au zis că 100% mă descurc la colecta taxe de la pensionari proști. După ce îmi face pictorialul la sex, îmi zice în ungurește, o boss megazonia tember, care înseamnă, hai să-ți cunoști colegii, îs afară la țigară. No, bun, ies din sediu și-i văd pe ăștia. Doi copii pe la vreo 13-14 ani maxim, care probabil îs rude cu patronul și lucrează la negru pe timpul verii ca să-și strângă bani de țigări pe când începe școala. Unul cu ochii mov și cu pirsuri, unul cu ochii roșii care nu zicea nimica și altul care era plin de sânge pe la gură. Instant am realizat că probabil își cumpără turbo troțcă de la omul ăsta plantă de lângă și el a angajat în asociație. Ceva destul de normal în Cluj oricum. Ceva tipă bună, unul de făcea cosplay la Air Mac din Mortal Kombat, altul de seamănă cu Ludovic Orban în tinerețe, ăsta de avea ceva mască în formă de anus. Dar când l-am văzut pe solistul din trupa Iris Coe, m-am trezit brusc și m-am gândit, ai de pula mea cât am băut azi noapte și de ce am umblat tătă noaptea prin Cluj în costum de Akatsuki. Weeb din toate țările, uniți-vă! Astăzi facem meme plus. Mai mult plâns, mai puțin râs. Bine v-am găsit la Meme Please, numărul 14, ediția Sasuke Uchiha. Kankaru, înapoi. O mică întrebare pentru Weeb, întâi de toate. Dacă nu cunoști toate animeurile din librăria Hentai Heaven și spui că Naruto e animeul tău preferat din toate timpurile, înseamnă că ești normie? No, hai să vedem ce căcat posting ați făcut de data asta și să vedem dacă trebuie să-mi fac transplant de Sharingan după episodul ăsta de Meme Please sau nu. He protect, he attack, but most important, subscribe and like. Noi că am început bine. După mimul ăsta, cred că mai mult de jumătate din oamenii care au intrat pe videoclip deja au ieșit. S-au dus să se uite la Tinder în viața reală 3. Ah, bineînțeles. Poza de grup, mine și împreună cu angajații asociației de proprietari, strada Plopilor, cartier Mănăștur. Foarte frumos. Acel moment când îți pune măta pâine cu margarină la pachet. Stai. Vă dau mamele de mâncare, ce? Brother, you don't have enough cringe. A, da? Trebuie să vedeți următorul meme. Vai de pula mea, nu mi-a picat prea bine pateul acela mandi vegetal original. Așa, după ce mă cac, fac o labă strașnică. O, da, he, boy. Acum Mariusel, devenind expert în arta manevrării Sharinganului pateului, este împlinit pentru reușita sa mirobolantă de a descărca două încercări grele. Bravo, Mariusel, acum a devenit un... Ce pula mea! Ceva îi lipsește acestui meme. Are nevoie de puțin amusant. Gata. Comedie. Vă rog eu frumos să încetați cu editurile legate de secțiunea de mimuri originale de pe serverul de Discord, că deja nu mai e amuzant, ok? Cine zice că dragonașul era pe legale în timp ce și-o filmat capodopera amenințarea maimuței, e un goblin capitalist nenorocit și merită să fie sortit la asculta BTS pentru tărestul vieții lui. Plus viața de apoi. Ca să fie clar, din această dovadă fotografică se poate observa faptul că dragonașul nu era spart în timpul filmărilor, era doar băgat în genjuțul meu, troglodiților, ce știți voi. Cum ar fi să mâncăm mici verzi de la barbecue Shrek? Dar cum ar fi să vă bag eu pe tăți într-un tren în direcția Iacuțsk, Siberia? Această poză este foarte fake. Eu nu am lucrat niciodată pe timpul verii în serie, deoarece sunt alergic la nylon. Mai ales aici, la o plantație de nebun weed, eu nu fac așa ceva, îmi pare rău. Nu e timp de zăbovit flăcău. Satul ascuns între frunze nu se va distruge singur. Ce are toată lumea cu turda și vrea să o distrugă, nu înțeleg. Ăsta e cel mai bun edit de până acum, mă jur. La ce mimuri am văzut până acum?
Asta e tot ce-mi doresc în momentul de față. Oh! Un mim cu Matt Indoi, tare! Eu ieșind primul din sala de examene fiindcă n-am învățat. Made with Mematic! Extra puncte pentru relatabilitate! Haha! V-ați râs! V-ați identificat și voi cu situația transpusă prin intermediul acestei fotografii? Nu? Atunci, puța jos că n-aveți simțul umorului! Bă, dacă ziceți că mimurile pe care vi le prezint nu mai ești ce-o fost, stați numai să vedeți cum sunt pușcările din România. Uitați aici! Am evadat numai cu un picaxe de lemn. Zapi TV în ceva costum cu nor roșii. Ce? Te așteptai la un edit fain? Poate o glumă bună? Ei bine, aici nu sunt. Hai, pleacă de aici. Bă, mă fă cumă. Dibă, un video! Odi de gheți. Number 15, Zappy wears enemy clothes and gets hunted down by anti-weaves. In the footage, we can see Romanian streamer and YouTuber Zappy running away from a crowd of 13-year-olds that think he is, and I quote, Marxist propaganda that destroys society and turns beta males into femboys. Thankfully, Zappy escaped unharmed from this crowd of barbarians, but imagine what could have happened if they got their hands on him. I personally think this footage is kinda scary, but what do you guys think? Nu ai zis Macocoaie. Sunt destul de sigur că voia să zică Macao, nu Maco. Cine pula mea mai joacă Macao? Eu și tăți bozgurii mei jucăm numai șeptică. Nimic ciudat în această poză, doar eu stalkuind un pic trupa Iris înainte să aibă un concert de ziua femeii, ceva foarte normal, adică nu. Ah, cred că acest mim câștigă premiul de cel mai bun mim din ediția asta de Meme Please. Ah, stați! V-ați uitat că noi dăm premii la fiecare ediție de Meme Please pentru cel mai bun mim? No! Felicitări, tovarășe Andrew54 de pe Discord! Ai câștigat din partea mea un body pillow cu cel mai sexy personaj din animeul Naruto, și anume Kakashi Sensei. Și încearcă să nu plăcintezi cu cremă foarte mult perna asta, că se strică materialul și nu știu dacă ți-o mai schimbă la garanție după aia. Ok, astea două sunt destul de basic, dar sunt ok, le aprob. Mai ales domnul Kihea acolo cu mâna mea pe gâtul lui. Ai spus cumva... Zopi pregătit de cursă lungă, Cluj-Napoca-Oslo, anul 2011. Bă, si, asta chiar un edit foarte mișto, cred că o să mi-l pun undeva pe perete sau ceva. Nu te poți compara cu Zoki-chan, mă. Ce pula mea Amogus, mă. Eu fugind din bibliotecă după ce am pus manifestul comunist la secțiunea de comedie. Și bineînțeles, pe final, puțin hentai, că, na, trebuie. No, păi cam atâta s-a putut în episodul ăsta din Meme Please. Ne vedem la următorul Meme Please peste un an de zile sau, dacă nu, poate mai devreme, dacă nu mă băt iară ca pula și fac vreo prostie și apar pe internet. Ioi, da, mă! Stimați tovarăși din partea aia de sud a țării, da, cu voi vorbesc. Dacă cumva treceți pe la Comic-Con sâmbătă și duminică, să știți că o să fiu acolo. O să ne vedem, mai stăm și noi la o lozincă ceva, un banc, și o să avem și niște tricouri, ediție limitată doar pentru tovarăși special. La stand la GG Industry. O să mă găsiți acolo, bineînțeles. De-abia aștept să ne vedem, că nu ne-am mai văzut de mult, să zic așa, în cadrul unui eveniment din ăsta. Vă mulțumesc frumos pentru atenție, sper că n-ați rămas cu sechele și eu chiar trebuie să-mi schimb Sharingan-ul, Bosmeg. La revedere!